La bună revedere, prieteni, la momentul de poezie. Întâlnirea noastră cu numărul 682. Cred că m-am făcut capul pătrat cu aceste cifre. Da, v-am zis, mie deja mi se pare mult și bine că ne întâlnim de atâtea și atâtea zile ca să celebrăm poezia și să facem, îmi place mie să spun, un cerc mare, mare, mare de creatori de poezie prin care să nu pătrundă acest virus SARS-CoV-2 care ne face mari probleme, după câte ați observat. Deci, ca de fiecare dată, eu, Armanda Filipine, v-am pregătit creații poetice semnate de 3 autori și tot ca de fiecare dată am căutat o coloană sonoră care să ne facă plăcere și să fie și ea o sugestie pentru dumneavoastră în momentele libere sau în momentele în care vreți să ieșiți din cotidian, să ascultați și așa ceva. De această dată este compozitorul ceh Antonín Dvořák cu Simfonia numărul 9, că are și domnia sa așa ceva. Deci, pe acordurile acestea, în interpretarea Filarmonicii de la Berlin, iarăși important de spus, pentru că este o orchestră minunată, care merită și aplaudată și promovată și pomenită de câte ori e cazul. Deci pe aceste acorduri semnate Antonín Dvořák avem 3 creatori. Primul dintre ei este unul de demult și care din păcate a trăit și puțin. Este poetul simbolist de Iacobescu. Pe numele său adevărat, Armand Jacobson. Iată ce tiz mi-am găsit, care a trăit doar între 1893 și 1913. Era craiovean și, în fine, nu contează prea mult faptul că era craiovean, cu toate că cei de la Craiova se mândresc acum cu el. În epocă a fost considerat, evident, de lumea literară care se pricepea la critică și la literatură, un poet mai puțin important. E bine, contemporanii spun altceva și eu am găsit referințe în mai multe reviste despre de Iacobescu sau Armand Jacobson, cum îl chema pe numele său adevărat. A publicat, de fapt n-a publicat el, el a publicat în revistele Vremii câteva versuri și postum, în 1930, a apărut un volum intitulat Quasi, cu capa. În anii noștri acest volum a fost republicat, poate fi comandat și o să fac acest lucru cu prima ocazie, pentru că e un poet în care își revarsă și durerea fizică, durerea interioară, știindu-se bolnav, a murit de tuberculoză. Și am să vă prezint 2 mici fragmente poetice dintr-un articol foarte frumos apărut în revista Apostrof, revista clujeană condusă de Marta Petreu, redactor șef. Revista este numărul 11 din 2014. O să dau totuși un pic mai încet, cu toate că o să fie iar o parte mai lentă în coloana noastră sonoră. Deci numărul 11 din 2014 este revista Apostrof, în care găsiți acest articol și mai multe trimiteri poetice, mai multe secvențe. Are site revista, nu trebuie să vă mai spun. Și cum vă explicam, poetul își transpune în versuri propria sa durere, cum este cazul în poemul intitulat Bolnavul. În sângele meu doarme o boală fără leac, cum doarme luciul verde în moartele canale, o boală înflorită în timpuri medievale, subtilizând în mine tristețea altui veac.
E atâta tristețe și e atât de frumos spusă că te-ai oprit să o citești de mai multe ori, nu-i așa? Și încă, în poemul În umbră, eu viețuiesc în parcuri înfundate, în care rodul moare necules. Eu lâncezesc pe aleile uitate, în care un lințoiu, larg și des, închide orizonturile toate. Ce mai vreți, fraților? Și e frumos. E atenție la exprimare, chiar dacă e exprimare dureros de altoită pe durere. Deci autorul nostru, D. Iacobescu, D. Iacobescu, dragii mei, a trăit între 1893 și 1913. Și de căutat volumul său, Quasi, cu capa. În fine, să trecem la autori care sunt în preajma noastră, pe care îi putem întâlni și putem dialoga cu ei. Cu toate că unii sunt mai departe sau mai departe de locurile noastre, dar nu contează. Deci, din Alba Iulia, Silviu Dachin, născut la 2 octombrie 1972. Un poet interesant și spun asta și pentru că am citit câteva titluri ale volumelor sale. Iată, Fetița cu crocodil sau Deasupra planetei un flutur sau Bilet în lojă. Acest volum a apărut la editura Grinta în 2016, a fost premiat anul următor la concursul național de poezie Mircea Ivănescu. Bravo, domnule Silviu Dachin! Și eu am ales că n-am volumul, un poem a apărut în revista E-Creator, coordonată de Romeo Ioan Roșianu, și un poem care mi-a plăcut, foarte scurt și repet, îmi place. Deci, Silviu Dachin. Într-o zi am încercat să scriu totul, dar totul era un punct repetat iar și iar, așa că am tras o linie, nu foarte lungă, și am mers pe ea până foarte aproape de mine însumi. Un poem care spune ceva, fiecare înțelege cât poate, dar spune, asta este important, și acesta spune, m-a făcut să-l aleg și să mă bucur că am întâlnit și acest autor, Silviu Dachin, din Alba Iulia. Și ca de fiecare dată, la întâlnirile noastre triadă, un autor din Pitești, care este și prozator, nu doar poet, Mihail Soare. Eu l-am descoperit cu poezii în revista tot piteșteană, Cafeneaua Literară, numărul 8 din 2017. Vă spun care este numărul revistei, pentru că trebuie să căutați dumneavoastră pe site-ul bine coordonat de echipa lui Virgil Diaconu, domnul director, să găsiți acolo și alte poeme semnate Mihail Soare. Eu m-am oprit la poemul intitulat Regăsirile mele și am să vă citesc doar un fragment și, sincer, mi-e destul acest fragment, n-aș mai fi publicat și restul, îmi place și așa cât vă zic acum. Deci, Mihail Soare, Regăsirile mele. Regăsirile mele au dinți moi de lapte. La răscruci mă pândesc deghizate în șoapte și-mi pun noaptea în cap, jefuindu-mă tandru de iubiri neiubite cu aromă de leandru. Au complici niște îngeri cu elitre de ceară, efemeri, fără carne, mă somează într-o doară, le răspund că mi-au luat tot ce am și că trupul
îmi e dat împrumut să-l preumblu prin zdupul cu pretenții de stea. Are rima, are ritm, are muzicalitate și la început are acel stil de poezie populară, de aproape baladă, și îmi place și titlul, nici nu trebuie să explic ce și cum, Regăsirile mele au dinți moi de lapte. E, și după aia, întâlnirea cu îngerii, cu ele, regăsirile care îl pândesc deghizate în șoapte și îl jefuiesc tandru. Ce frumos, dragii mei, să tot întâlnești cu asemenea versuri și să mai vrei, nu-i așa? Să nu se mai termin. Da, asta e mai bine mai puțin și e mai frumos și e sugestiv, zic eu, și sper că vă incită să căutați dumneavoastră autorii, să citiți încă o dată poeziile, să citiți și alte poezii, să căutați revistele la care am făcut referire și altele, că sunt, slavă Domnului, și pe internet. Unele sunt și la chioșcuri, muzica e și ea disponibilă pe diverse canale. Eu am selectat Dvořák de pe YouTube, dar puteți căuta și pe alte tipuri de formule. Tot așa, la dispoziție, unele sunt și gratuite și atunci de ce nu? Dragii mei, acesta a fost momentul, v-ați dat seama, vă spun toate cele bune, vă rog să vă protejați în această pandemie care nu s-a terminat, știți foarte bine, și vă provoc să ne întâlnim în continuare. Până atunci, toate cele bune vă spun!